spectacol folcloric cu invitați din Serbia. Ansamblul Vicenție Petrovici Bocăluț din localitatea Torac Voivodina va fi prezent la Reghin luni 20 iulie, datorită unui schimb de experiențe cu ansamblul Hodăceana din Hodac. Asta după ce anul trecut românii au fost invitați în Serbia la un festival. La rândul lor, cei din Hodac vor prezenta o suită de dansuri. Pentru spectacol noi ne-am pregătit cu jocurile noastre tradiționale locale. Avem două trupe de dansatori. La început o să joace Bătrânescu, copiii, adică tineretul, care sunt unde sunt cuprinși și de la școala gimnazială și de la liceu. Pe urmă, Hodăceana, cei mai în vârstă puțin și cu liceienii împreună, o să mai jucăm jocul Deabota și Banul Mărăcinilor. Ansamblul de dansuri din Serbia, Vicenție Petrovici Bocăluț, este unul cu tradiție, ca și cel din Hodac, ceea ce a favorizat colaborarea și schimbul de experiență. Un ansamblu complex de cântece și dansuri populare, au orchestră, soliști, vocal și, bineînțeles, trupa de dansatori. Aceștia au fost gazde exemplare pentru cei din România. Hodăcenii spun că s-au simțit nemaipomeniți și că oamenii pe care i-au întâlnit i-au surprins plăcut. În Serbia a fost foarte frumos, că noi nu ne-am așteptat să întâlnim acolo doar români. Români, români, adevărat. Nu vorbea nimeni altă limbă. Grupul care ne-a așteptat pe noi și care a fost tot timpul alături de noi ne-a zis așa puțin despre istoricul lor. Membrii ansamblului Vicenție Petrovici Bocăluț vor vedea și împrejurimile Hodacului. Gazdele le-au pregătit vizite la diferite locuri din zonă pentru a rămâne cu cât mai multe amintiri. Așadar, cei care doresc să participe la spectacolul folcloric sunt invitați luni 20 iulie ora 19 la Casa de Cultură Eugen Nicoară din Reghin. Intrarea este liberă.